X-urile. Îți, tată, suntem cu regele animalelor, Iulian Moiseiul. Și mergem să luăm pe Cheluțu. V-am spus ieri că Cheluțul săracu a întârziat din cauza motivului că noi a trebuit să ajungem la șantier, tată. Am avut probleme, ați văzut, sperăm vlogul de ieri dimineață. M-am uitat și eu la el, am mai plâns puțin de ciudă și mi-am revenit, ce să fac. Astea trebuie lăsate la Mol Vitănescu când ne întoarcem. În cape cușca acolo, că știu, Iulian? Treaba e în felul următor, trebuie să am luat și cușca cu noi, Johnule. Cum să nu capă, bă, păi da, tu crezi că stop. Nu, Iulica. Păi de-a luat tu, băiatul. Așa vreau, dar stai că n-avem loc. Păi n-avem loc de ape naturale și pline de vitamine, Johnule. Ia să vedem. Magie. Are cum, măi, dita mai limuzina aici, nebun. Păi cum, mă, tată? Păi cum altfel? Îl luăm și pe Iulica cu mașchineta noastră, Johnule. Mergem la clinica facultății de medicină veterinară. Ridicat chelul de acolo cu noua lui cușcuță pe care astăzi o va inaugura. Mers până la doamna doctor dermatolog Daniela. Acolo o să-i se ia o... Ce să-i... Vină, mă, Iula, și explică-ne tot că tu știi. Racla tot ce trebuie, probe păi de și racla ce înseamnă? Că ia... Ia cu bisturiu de pe piele. Cum și cu bisturiu mă-l taie? Nu-l taie, îl raclează. Îl râcâie? Îl râcâie, păi altfel n-are cum să nu pună. Trebuie să pună pe lamă, se uită la microscop. Și pune așa și în câteva zile, două, maxim în două, trei, patru zile, ne spune așa. Dacă e băiatul ok și pe exterior, da? Interiorul l-am verificat, Johnule, îi mulțumim lui Iulian și în fața casei pentru că... Îi mulțumim lui Iulian și în fața camerei pentru că despre asta este vorba. Sperăm să ieșim bine și la rezultatele astea și la analizele astea și după aceea. Apropo, apropozito, uite fix aici va veni cheluțul nostru. La Mihai în curte, unde sunt foarte mulți cățeluși care în fiecare zi pe aici prin fața blocului ies la dresaj, merg la tabăra de antrenament unde are Mihai acolo, numai el știe unde. Este plin de căței, așa că abia așteptăm să-l avem pe Chelu jos la geamul nostru. Hăți, tată, plecăm la treabă și revenim. Treaba bună, Johnule. Am decis împreună că e cazul să plătim pentru că s-au adunat ceva zile, trăiască vecinul, s-au adunat ceva zile de când am plătit și frumos este să facem și chestia asta. Dacă avem noroc și astăzi doamna doctor dermatolog ne spune: "Domne, Chelu poate să plece până la orice rezultat de raclă, că nu e nimic contagios, nu face nicio problemă altor câini." Noi am plecat direct, vrem să achităm aici, dacă nu, ne mai întoarcem 3-4 zile până când ne vine rezultatul de la raclă, să vedem dacă suntem sau nu sănătoși, Johnule. Eu cu bine. Eu cu Mihai mergem să plătim, Iulica se duce să îl scoată pe Chelu afară să-l învârte de două ori, până la etapa cușcă și intrat în mașină, pentru că al nostru de astăzi nu va mai merge în mașină decât în cușcă, pentru că mergem bolizi, nu este vina noastră nici a lui. Revenim de îndată ce avem lucrurile puse la punct și l-avem pe Chelu lângă mașină. Deci veniți, vă rog frumos, să vedeți pe unde am comunicat cu Cheluțul nostru tot acest timp. Ia uite-l. Cheluțu! Bagă camera aici, dă camera aici să-l vezi. Pe Cheluț, Cheluțu! Am ajuns la dermatolog, tati! Cheluțu! Deci, un lucru este cert, oameni buni. Mi-am înghețat picioarele până aici pentru tovarășul Cheluțu, pentru că am zis să-i fie răcoare, să nu respire băiatul greu, să nu hăți mă dăpacă hau. Am ajuns la doctor. Acum o să-l scoatem și pe băiețel din cutiuță. Vrem să vă spunem că n-am filmat când l-am urcat, pentru că n-am vrut să-l stresăm, dar a fost atât de cumințel. I-am deschis ușița. Băiatul meu a mers imediat în cușcă și a intrat. Acum îl scoate tati frumos afară, hăți, Johnule. Stai așa, tati. Opa. Gata, tati meu frumos. Gata, vă, băiatul meu, gata. A mers încet pentru că n-am vrut să-l zgârțâim, Johnule. Acum să vedem și cum iese. Este primul nostru drum și am fost sfătuit de Iula să îl bag și să-l scot eu, pentru că trebuie să se învețe cu mine. Hai să vedem cum facem cu asta. Hai, tati, hai, băiatul. Bravo, tati. Bravo, iubitul meu. Așa, bă, ia cu minte să am eu, bă. Îmi vine să cred. Au, ne descurcăm și cu o mână în timp ce băiatul este ținut și așteptăm să fim poftiți înăuntru de către doamna doctor. Revenim după consultația dermatologică. Cine face duș? Cine face duș? Cine face duș? E curat. Gata, Johnule, avem voie. Revenim după băiță. Gata tratamentul, gata dușulețul, gata toate lucrurile, avem Dermodex, Johnule, dermo motherfucking nu știu cum. Motiv pentru care nu putem să-l ducem pe Cheluțu la Mihai la curte, pentru că Mihai are pui, stați așa două secunde, și pentru că Mihai are pui, riscăm să le dăm și lor virusul pe care el îl are pe piele. Este totul sub control, e un virus super clasic, ce se găsește la multe animăluțe. Deja am făcut dușuleț pentru că a avut voie, l-am și tuns un pic acolo unde este rănit ca să-i putem aplica spray-ul foarte bine. Latră pentru că are personalitate ca tasul și nu-i place în cușcă, dar din păcate pentru el în mașină va merge numai în cușcă. Acum mergem să-l lăsăm la curte și după aceea fugim până la șantier.
Sergionule, pentru că nu știu dacă ați văzut deja pe Instagram, dar Let There Be Light a spus capitolul din versetul din Genesis 1:3, așa spunem și noi, mergem să vedem. Toată casa are curent și prize. Revenim. Hăț Gionele, suntem în drum către părinții lui Babs, unde va sta al nostru cheluțu, pentru că încă nu este de dus, în prezența altor cățeluși și pui, așa cum îmi doream eu la Mihai la curte. Cățelușii adulți nu au ce să pățească de la acest Dermodex sau Dermo, cum se numea el. Și vă arătăm acum și vouă, Gionule, cum arată la microscop pentru cei care se pricep probele lui cheluțu de astăzi. Am înțeles că ăsta este de fapt și de drept acel parazit. Da, uite-l cum arată. Ia uite-l, Gionule, ia vezi-l aici, bă, băiatule, uite cum arată pe piele, mă, motherfucker-ul. Ia uite-l, mă, voi îl vedeți, viermișorul. Doamne, ce ciudat arată. În fine, avem pentru cheluțul nostru tratamentul pentru următoarea perioadă de timp. Am înțeles că este foarte bine ce se întâmplă aici, așa cum vă spuneam și vouă. De fapt, nu v-am spus, acum vă spun pentru prima oară, vorbeam la telefon. Este mult mai bine că nu este o alergie, este mult mai bine că nu este o chestie genetică, pentru că acelea, mi-a spus doamna doctor Dana, că nu ar fi putut fi neapărat vindecate, cât cel mai mult stăvilite, ținute în loc. Ei bine, acest vierme, acest parazit, Dermodex, Dermo, cum s-o numi el, este un parazit care în 2-3 luni de tratament o să dispară. Într-adevăr, este un tratament mai greu de ținut, în sensul că săptămânal trebuie să facă un fel de duș cu 3 șampoane, dar l-am tuns deja acolo în zona rănilor, exact cum v-am promis că îl voi tunde, și acum este foarte ușor de aplicat tot ce trebuie aplicat pe piele acolo. Trebuie să facă un duș cu 3 șampoane speciale săptămânal și să fie dat cu un spray zilnic, o dată pe zi acolo pe rana de pe ceafă, și mai trebuie să-i mai dau o de asta de deparazitare. A primit deja la spital și mai trebuie o pastiluță peste 20 de zile și încă o pastilă pe care o va primi lunar. A, păi nu mi se pare așa greu, fraților, să-i faci un duș săptămânal cu șampoanele lui. Băiatul este extrem de cuminte la duș, exact cum ați văzut atunci când am filmat un pic, așa că nu am vrut să deranjăm foarte mult acolo la cabinetul veterinar. Tot ce ne dorim este să se vindece cât mai repede și evident să nu dea și altor cățeluși boala lui, pentru că nu vrem să chinuie nimeni. Cum ar fi să-l ducem acum pe chelul la Mihai în casă cu nu știu câți pui de 14-15 săptămâni? Păi e inconștiență curată. Nu vreau să-l chinui nici pe Mihai și nu vreau să fac rău nici cățelușilor. Mergem să-l ducem la curte, după care cu ultimele forțe, Gionule, fugim spre șantier. E 3:30, mamă, ce târziu este, cât am stat cu cheluțul vreo 2 ore la dermatolog. Dar asta este, ziua de ieri era a lui, dacă n-a mai fost ziua de ieri, a fost ziua de astăzi a lui, și acum pe planul 2 se află șantierul, unde mergem să vedem și noi toate becurile aprinse, pentru că am văzut Insta story-ul ăla și mi s-a umplut inima, și să mai discutăm cu Cristi ce mai este de făcut. Se pare că ne întârzie un pic oferta de la domnul Dan cu gardul, a zis că nu poate acum, este foarte prins, nicio problemă, căutăm în continuare. În cazul în care vreți să ne scrieți pe dorianpopahopa@yahoo.com, trebuie să știți că nu mai căutăm maestri faianțari zidari, căutăm acum constructori, pentru că nu avem cu cine să dăm drumul la gard și piscină. În rest, suntem pe poziții cu Cristi și al lui Sani Construct. Revenim, Gionule, de la curte, unde îl descărcăm pe cheluțul cel curat. Hăț, Gionule, hăț, cheluțu a ajuns la părinții lui Babs acasă, iar acesta este noul ham luat chiar de Babs, de pe Frenchy, Gionule. Bine, e un pic cam gay pride, așa, sincer. Doar acum trebuie să-l scoatem, n-am vrut să-i mai pun hamul vechi. Ce faci, Nearsenie, te pup? Rămâna. El este tatăl lui Babs, Nearsenie, te pup, Nearsenie. Ce costumație ai, bă, tată. Și acum... Ce faci, mă, băiatule? Ai, aici e prima ta curte, nu e principala, dar prima. Haide, intră aici. Gata, lăsăm pe chelu și fugim spre șantier. Hăț, hăț, Gionule, hăț. Păi bă, băieți, bă, dar toți nervii aia și tot stresul ăla și toată oboseala aia mascate prin zâmbete și optimism, nu se concretizează ele în ceva. Uite cât de frumos arată, exact cum mi-am imaginat. Gionule, mi se pare exact ca într-un vis. Și stai că încă n-avem bandale, de asta vorbeai, să ne uităm, da? Și pas o putem lua din aia reglabilă pe culori, RGB, tot ce trebuie ca piscina, că piscina să fie RGB. Da. Gata, tata, aici reglabil pe culori, nu se poate, scafa asta trebuie să fie. Bă, da, nu sunt eu nebun, nu e, e destul de lumină? Trebuie să vedem o dată noaptea. Dar nu e nicio problemă, pentru că avem tavan fals și la orice oră vine fratele cu încă 50 de spoturi dacă e nevoie. Și vă dau cuvântul meu de onoare că dacă noaptea prind camera în această casă și este întunecat cadru și trebuie lumini suplimentare, a doua zi mai punem încă 50 de spoturi în tavan. Nu mă interesează, sau dacă e nevoie prind și pe jos, nu știu. O, sărut mâna, ce faceți? A venit doamna cu curățenia, deja a dat drumul, nu? Cum vă numiți, doamnă?
Luminița. Ca maică mea, sărbuna doamna Luminița. De astăzi începeți curățenia, da? Foarte bine. Am început o curățenie, cum să-i zic eu, mă, cum mi-a venit ieri, mă, era foarte bine, cum întotdeauna îmi scapă. Temporar, așa, momentană, grosieră, pentru că nu vrem să mai lăsăm al de chit și al de ce au mai rămas pe geamuri și pe chedere și pe peste tot să mai murdărească, că poate în timp pătează. Așa că doamna Luminița, spor la treabă, toate cele bune. Doamne ajută. Cam asta este treaba. Bă, ce frumos arată. Și de unde m-a prins, din toate părțile sau doar? Nu, partea de centru. Da, deci de aici bucătăria, e cap scară cu asta. Și garajul, da? Cap scară de aici pe acolo. Bun, și garajul am de acolo, cum am zis, nu? Da. Bun, perfect. Și de aici toate zonele? Da, ce am știut acum? Prima, asta va fi lumina indirectă. A, îl pe buton. Scafa. Așa, cât acum am ăla, am ăsta și am ăla. Și stai să sting centrul și să las X-urile. Băi, cât îmi plac X-urile astea, bă, ce frumoase sunt, mă. Genial, Johnule. Științifico fantastic. Aprinde tot, Johnule. Aprinde și bucătăria, unde e aici, bucătăria. Aratele și învăț deja. Fă-mă să înțeleg, aici pot fi adăugate situații? Da. Just in case. Nu, nu-i problem. Bang, l-ai aprins și pe ăsta. Tu, Johnule. Wow, ce cool. Și aprindem și în baie. Astea mai primitive, așa frumos. Cine se gândea, bă, vreodată că o să aprindem noi și lumini în șantierul ăsta atât de controversat? Bă, băiatule, că ne-au sărit mucii pe pereți. Doamna Luminița, de ce v-ați apucat de etaj? Mergem după aceea să vedem ce a făcut și doamna Luminița un pic așa. Și cam asta e treaba. Acum facem și noi niște treabă de șantier pe bune și revenim. Hăț. Ia vezi, tată, pe Cristache, ce curățenie, ordine și disciplină a făcut în garaj. Voi știți foarte bine că eu când văd curățenie, n-am cum, Johnule, să nu mu zic cât de bine. Este meritul lui și am spus în felul următor, trebuie să știți și voi, camera de filmat a acestui vlog, Johnule, este ca ochiul unui om. Vede și face de toate. Nu înjurăm prea tare pentru că nu e frumos și nu este elegant, însă încercăm să nu fim cei mai manierați nici în limbaj, pentru că naturalețea asta înseamnă, cu cât suprimi mai mult din anumite trăiri, cu atât ești mai fake, părerea mea. Deci, curățenie, ordine și disciplină, avem aici pac, ordine, lopeți, motherfucker house, schela de afară. Wow, ce frumos. Ce salem, calorifer, ce salem? Bonus. Din primul contract al tău a fost. Am și așa ceva. Dar că n-am ce să fac cu ele, fraților. Bă, știi ce? Știi că ai zis tu la un moment dat că noi fi nebun să am în garaj din astea? Pune măcar unul, pentru că știi ce? Eu în garaj o să am Londri. Da? Și nu mă deranjează prosoapele iarna să le pun la uscat direct pe calorifer. E în garaj, nu se va vedea urât. Hai să gândim o poziție. Deci fii atent. Ideea este următor. Acolo vor fi mașini de spălat și uscătoare. Două mașini de spălat și un uscător. Mai mult ca sigur, da? Am deja o mașină de spălat care are un uscător inclus și de-aia. Bun. Două mașini de spălat și acolo o să fie zona de sau nu știu, acolo, da? E, vreau să integrăm cumva aici un calorifer din ăsta. E bine să fie lângă centrală, e rău? Da, nu, e foarte bine. E foarte bine. În partea acolo ne va veni boilerul ăsta. Boilerul unde vine? Aici? Acolo, lângă centrală. Deci boilerul ne vine lângă centrală. Repetăm încă o dată pentru toți cei care ne duc grija. Vă mulțumim din suflet. Nu e vorba de niciun fel de gaze. Este un boiler electric care pe curent electric încălzește câte sute de litri, sau 300 de litri? 300 de litri de apă pe care îi poți folosi, evident, fără ajutorul gazelor, ceea ce mi se pare foarte cool. Și se va lega și la centrală pe apă caldă, deci în cazul în care nu ai curent electric, să spunem, dar oricum centrala nu merge fără curent electric, dar va merge și pe gaz. Adică gazul în centrala va încălzi boilerul. Superbisim, Johnule. Ai zis că te-ai pus și de puț, da? Ce mai facem la puț? Săpăm și ce facem? Săpăm, îl adâncim, după care îl finisăm, îi facem capac și punem, turnăm placa de beton. Perfect, ok. Tu știi pașii, cam asta e treaba, mai revenim și de la locul faptei de unde doamna Luminița zice că a și început curățenia. Ia vezi, tată, cum lucrează doamna Luminița, nu-mi vine să cred, uitați-vă la tocurile noastre, cum sunt superbe, superbisime. Cât se vede pe contrajurul ăsta, așa, dar vai, wow, ce frumos. Aici ați făcut deja ușa de la balcon? Wow, Johnule, ce curată e, bă, tată. Aici o să vină Vega Prod frumos să ne pună geam nou, am vorbit deja cu ei, foarte drăguți au fost. În caz că nu știți cu ei, am făcut și balustrada de sticlă. Abia așteptăm să vedem cum o să arate căsuța când o să fie toată curățată de doamna Luminița. Uite ce frumos lucrează, țaca, paca. Mamă, ce bine mă simt. Aici avem întrerupător pus, aici. Dar etajul de ce n-are, mă, lumină? Nu-i gata încă? A, e tabloul ăsta de sus de aici, nu? Hâți, Johnuțule, hâți, poturile spuse peste tot. Țaca, paca, ordine și disciplină și la etaj, totul pus frumos. Bravo, îi verific acum, Johnule, îi verific, bă, știa că s-ars. Știi cum e vorba aia, cum te frici cu ciorbă, sufli și în iaurt. Eu m-am fript și cu ciorbă și cu ceai și cu cafea. Deci suflu și în înghețată, Johnule, cum s-ar spune. Cam asta e treaba la șantier, Johnilor. Doamna Luminița e clară pe situație, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că văd tocurile geamurilor foarte curate și acolo avem panică să nu rămână pătate. Mai avem foarte puțin de dat un lavabil în casă, deci nu mai am cum se murdărească. Oricum, doamna Luminița probabil va fi pe fază. Oricum avem
avem discutat și cu o super firmă de curățenie post-constructor. V-am spus, Costin ne așteaptă ca pe un cireșcop. M-a sunat băiatul de la sfârșitul lunii iunie, cum i-am spus, la început de lună iulie. Dar ne-a spus că mai întârziem cu lucrările, știți din ce motive. Decolăm de la șantier direct către Poșta Română, Johnule, din cartierul nostru drag de acolo, de la pedofilul cel nebun. Pentru că avem un colet, ni se pare senzațional că am fost sunați, avem un colet și nu orice colet, un colet mare, mi s-a spus. Domnul Dorian Pop, aveți un colet mare, veniți să-l luați, că nu prea avem loc de el. Ok, ciocănim direct spre poștă pentru că sunt mai curios decât un copil de Crăciun. Hâț. Hâț, Johnule, hâț, că de mult n-am mai muncit până la ora 7 seara, așa, fără oprire. Dar în continuare mulțumim lui Doamne, Doamne, că avem ce munci și că totul este bine. Venim cu cea mai șmecheră veste pentru voi, Johnule. Astăzi este vineri, 8 dimineața, pentru voi acum că vă uitați, pentru noi este abia joi. Astăzi este vineri dimineață pentru voi și este ora 8. Sperăm că v-ați trezit cu cafeluța mirobolantă, pentru că noi venim cu o super veste, Johnule. Împreună cu Maxton Man vă facem un giveaway de 2000 de euro. Cum facem giveaway-ul acesta? 1000 de euro sunt haine pentru fete, 1000 de euro sunt haine pentru băieți. Intrați pe Instagramul meu începând cu ora 10, dacă ați fost matinal și v-ați uitat de vreme, și veți vedea acolo tot regulamentul giveaway-ului. Nu uitați, Maxton Man și fratele Popa vă oferă 2000 de euro cadou caliente de vară, Johnule, Johnuțule. Și pentru că nu mai avem răbdare să aflăm numai vești bune, nu mai stau să mă mai schimb, pentru că sunt pe ultima 100 de metri, ziua este gata să se încheie, așa că împreună cu voi, Johnule, am deschis un pic ca să-mi fac un sneak peek, așa n-aveam răbdare să fac pozele fără să știe creierașul meu ce este acolo. O să deschidem mystery box-ul, care am aflat între timp că este de la Prozis, Johnule, Prozis, de la care eu am mai cumpărat produse de-a lungul vremii și care acum mi-au trimis în stată cel mai mare colet. Iar noi ce o să facem acum? Închidem frumușescu mașinescu și luăm pas cu pas toate lucrurile frumoase pe care le-am primit aici, Johnule, ca voi să vă bucurați alături de noi. Așa că să începem unboxing-ul misterios. Ia să vedem, tata. Wow, nu cred. Deci avem aici din ăla de abdomen, Johnule, pe care îl pui și stimulează electric. Stai așa, bă, unde-i cuțitul meu din X6, Doamne? Ia vezi, tata. Ăsta se pune direct pe abdomen și îți face six-pack-ul de dimineața până seara în funcție de cât ai răbdare să-l porți. Abia aștept să stau, pe șezlong să mă bronzez și abdomenul meu să facă... Bun. Wow! Merch! Merch! Mamă, ce roșu șmecher! Merch, Johnule! Stai, mă, așa. Ăsta poate să fie challenge cu multe haine la 30 de grade. Sunt 31 de grade, iar eu îmi pun bluzonul pe mine, ca să înțelegeți. Yeah, mă, facă... Continuăm unboxing-ul. Unboxing-ul misterios. Woo! Ketchup. Păi, Johnule, ketchup fără grăsimi. Deci, da, trebuie să ne scrieți. Mi-a venit ideea cea mai tare, ideea fabuloasă. Trebuie să ne scrieți în comentarii chiar acum dacă vreți să facem un taste test cu toate produsele care sunt cu zero grăsimi de la Prozis. Pentru că au o grămadă de chestii, Johnule. Putem să facem taste test toată ziua. Ia să mai vedem. Ah, exact ce spuneam. Fii atent aici. Eram sigur, mă, că astea îmi plac mie de la ei. Muffins cu proteină. Păi, Johnule, 12 grame de proteină pe un muffin, ca să înțelegeți situația. Asta ce este? Pâine, mamă, cu 66% mai puțin carbo. Minus 66%, da? Și cu foarte multă proteină, pentru că are fibre. Fibrele știm cu toții cât de bune sunt. Hăț, Johnule. I love colors. What is that? Mamă! Ia uite-l, mă, cum vine cu d-asta de protecție pe scris, nu? Bă, ești nebun, mamă, ce tare e. Acum mă schimb în ăsta, că nu mai pot de căldură. Wow, foarte cool. Stai așa, tată, că dacă tot încheiem ziua de muncă, să o încheiem frumos. Bă, un lucru-i cert, în bluzonul ăsta e călduros, pentru iarnă e perfect. Mamă! Stai așa, Johnule. Pac! Altă viață, tată. Altă viață, că mă treșeau căldurile. Continuăm unboxing-ul misterios. Wow! Peanut butter. Mamă, și ce zice? Low on sugar, zi, asta e așa. Stai așa, frate, că facem românească pe asta. Uite, nu mai am răbdare, Johnule, n-am mâncat nimic toată ziua. Vă dați seama cum intră ăsta acum? Genial. Oi. E un pic topit de la căldură. Jesus. Știți că așa mănâncă americanii noaptea când se trezesc din frigider, din ca somnambulii, bagă un peanut butter. Wow, periunță de dinți neagră, Johnule, mi-a luat Ahmad periunță de dinți albă și când am văzut că el și-a luat neagră, eram exact ca un copil din ăla invidios pe cadoul colegului, ai înțeles? Dar nu mi-a dat mie, mă, Dumnezeu. Wow. Asta o să fie direct periuța de concerte. Au. I beg your pardon, please. Au. Mamă, și asta e încărcător, uite cum
cum arată Junle. Da, next. Bă, tind să cred că ar fi super plăcut, stimați oameni din lumea întreagă, dacă la sfârșitul fiecărei zile de muncă aș avea cât un pachet de deschis. Aha, băi, prozis, mă, parcă mi-ați citit gândurile, mă. Ia uite AirPods negre, Johnule, de sport, din alea care se prind și după gât, ai înțeles? Ca să nu cadă situația în timp ce alergi ca nebunul pe bandă după rezultate. Ah, Doamne, cel mai frumos lucru să desfaci lucruri. Am I at a run? Yes, you are at a run. Please look at them. Oh! Bă, dar ce servire frumoasă, bă, băiatule. Wow, da, mă, așa da, am ceva jucării de deschis. Stai așa să nu încurcăm ce am scos, punem aici, a? Așa, iarăși, muffin. Tot așa cu proteină. Ce avem aici? Ia. Hă-s, Johnule. Băi, da-mă, drec, un card holder. A, și din ăsta dai și-ți scoate cardul, mă. Bă, cât de tare, mă. Ia, bă, frate, o. Vezi, mă, și-au și roșu culoarea, ca la Moș Crăciunul. Ketchup în continuare, ketchup. Bă, o de asta n-are cum să nu-ți trebuie, mă. Întotdeauna ai nevoie de o baterie externă, frate. Bateriile externe sunt... Stai, pulmi. Do not be a meltdown, popa. Hop, ce frumoasă e. Și bateria mea cea veche o să dispară. Wow. Bun. Next on Dallas. Hă-ți pentru cei pasionați, Johnule. Știm că există foarte mulți. Avem aici una bucată brioșă cu gust de chocolate chips, Johnule, și cu chocolate chips și este proteină added și low fat, meaning că, hai să spunem pentru cei care își doresc să știe, avem 11 grame de proteină pe 100 de grame de brioșă. Extraordinar, mă, ești nebun? Și 7,7 grăsimi. Bravo! Rababam! Boxa wireless, Johnule. Johnule. Ăsta e foarte cool. Ăsta o să-l pun în casă și o să-l vedeți la mine pe Instagram, pe Instastory cu siguranță, pentru că vreau să văd cum face treaba. Este vorba despre un umidificator de aer, dar mic, de decor. Și mi l-am dorit foarte mult pentru că consider că aerul din casa noastră și aerul din locul în care trăim cel mai mult este foarte important să fie cât mai fresh, Johnule. Asta e una din dorințele mele, treaba cu umidificatorul. Și în același timp am cerut, stați așa să nu mă înșel, și parfumant de casă, ăștia sunt ochelarii, ia să vedem, Johnule. Prozis este un site care comercializează fel de fel de lucruri. E un fel de mall online, ca să-i spunem, fraților. Așa că orice vă taie capul, că vă puteți gândi, că vă doriți, puteți să găsiți pe Prozis, da? Adică de la ochelari până la ketchup fără calorii, până la jerky de la bun, o grămadă de haine și hăinuțe. Am cerut eu și un, ia uite, Johnule, purificator de ăsta, cred că este din echipă cu ălălaltul. Bang. A, cred că este filtrul care se pune în ăla. Ăsta este tot purificator, filtru pentru purificator. Mai avem aici peanut butter cu gust de ciocolată pentru cei pasionați. Așa. Astea iarăși sunt foarte, 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 foarte șmechere, Johnule, pentru cei care sunt cu sala și cu astfel de chestii. Ei încearcă să le facă cât mai bio și să nu aibă absolut nimic din ce dăunează corpului, ceea ce le face foarte bune pentru după antrenamente. Și barabam, papam, papam, la pièce de résistance, copii, și cu acestea încheiem acest super colet de la Prozis. Le mulțumim și îi pupăm dulce. Mă bucur că am fost gând la gând cu bucurie și că am primit aceste lucruri pentru aerul din casă, pentru că eu la asta țin foarte, foarte, foarte mult. Și acest purificator chiar voiam să vi-l arăt, Johnule. Pentru cei care sunteți obsedați de aerul pe care îl respirați în casă, bun. Ăsta se încarcă, iar el filtrează foarte frumos aerul. Puteți să-l puneți pe măsuța de cafea, exact unde stați. Important este să fie în zona în care respirați cel mai des, da? Cam ăsta este coletul nostru de la Prozis, iar eu trebuie să mă duc precum copilașul încărcat de Moș Crăciun acasă să desfac totul, să aranjez, să pun în ordine, pentru că știți foarte bine cât de importante sunt ordinea și disciplina în ceea ce ține de lifestyle-ul meu. Până un alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să aprindeți clopoțelul, pentru că în fiecare dimineață cu Chiu cu Vai mai avem și noi micile noastre scăpări. Încercăm să fim aici pe YouTube alături de voi să vă facem zilele mai frumoase. La orice oră vă decideți să faceți o comandă de pe Prozis, nu uitați că aveți la dispoziție codul de discount HTS10, Johnule. Nu uitați de giveaway-ul pe care vi-l propunem la ora 10 fix pe Instagram și de asemenea nu uitați că mâine dimineață, sâmbătă, la ora 8 pe canalul de YouTube găsiți cea mai tare serie de vloguri. Detectorul de minciuni se întoarce cu tequila, Johnule, iar ce au auzit urechile mele la acel test cu tequila nu puteți aflați decât mâine dimineață la ora 8, așa că fiți aici pe YouTube. Dați follow pe Instagram Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe deja bine cunoscutul obosit domn Facebook, Johnule, și nu uitați că avem de asemenea cele mai tari mărciuri pe www.dorianpopa.ro, vă așteaptă acolo doar la un click distanță. Să aveți o zi și o cafeluță mirobolante. Ne vedem mâine la 8 cu detectorul de minciuni. Când vă gazela antilopa, pozăm să avem ce developa. Și uite așa ne trecem noaptea, și patul face scârț, și-am eu nu vezi
la altcineva. Da-s-o